Salut și bun venit la un nou episod de The Hunter Call of the Wild cu Dadu la 850 de metri. Salutare, Dadule. Salut. Și cu Alin la 4 km. Aici suntem pe Quattro Colinas, acea hartă pe care am făcut-o de foarte, foarte mult timp în stilul ăla spaniol. Am zis că dacă tot am jucat pe aia nouă, care al cărei nume eu nu pot să-l rețin, am zis că bai să încercăm ceva mai dificil acum. Op. Se aude behăială. Am căsuță la tine să vin să-mi iau și eu un ATV? Căsuță la mine să vin să-ți iei ATV, exactamente. Eu n-am harta descoperită. E aici, da. Păi nici eu n-am harta descoperită, pentru că eu am avut-o înainte, dar din cauza că s-a făcut un update mare, ne-a șters tot. Trebuie redescoperită. Asta da update. Ăla da update, da. Unul mare, grandios. Un grande update, cum ar zice spaniolul, pentru că el nu pronunță engleza, ci și simplu o citește, cum se scrie. Deci mi se pare cea mai chitită și aranjată hartă din toate punctele de vedere, și ca design și ca orice. Really? Balos de paie, da, e tot, adică acolo ai porțiune de lavandă, porțiune de floarea soarelui, porțiune de... Ah, că s-a aranjat așa, exact, da. E foarte ordonată, da. Nu vezi iarbă printre flori. Dacă ai chef, când mai vii prin Spania, dacă nimerești o zi, un timp al anului mai cald așa, mergem prin zona asta de țară, așa, rurală, știi, a Spaniei, să vezi că e identic, zici că ești în The Hunter. Deci e identic aici. Exact, la fel e și în Anglia. Partea aia mai de la țară e cea mai superbă, exact ca în filme, cum o vezi. Partea din oraș e o adunătură. Da, logic. Când te duci undeva printr-un sătuc, totul e fix cum vezi la televizor prin filme. Liniștiți, bătrânei din aia cu maiou pe ei și în tractoraș, știi că au tractoraș în curte unii. Da. Fain așa, îmi place. M-aș duce doar să văd partea aia de țară chiar. Nu cred că avem iepuri aici, deci nu suport iepuri. De ce? Mi-au trecut de prin față. Te duc în eroare sunetele pașilor? Și asta, da, și mai ales dacă sunt 2-3, vai de cam, te-au zăpăcit. Plus... hai să-l întrebăm pe Alin ce sugerează. Ce sugerezi pe harta asta ca plan de bătaie? Alin este un fel de Wikipedia pentru noi și omul știe extraordinar de bine jocul. Așa că sigur trebuie să aibă o strategie și pentru harta asta. Tu încă ești pe loc, nu? Sau te miști? A, nu, eu vin spre tine un picuț așa. Păi, nu mă mai... Eu mă orientam spre tine să vin spre căsuță. Nu. Păi nu că ai drum, e la capătul drumului. Deci, okay. Practic, eu merg... Dacă ții drumul, fix la capătul drumului, da. Vedea căsuța. Încercai și eu să caut ceva pe aici, dar nu... Aici, vezi tu, tu joci de obicei la sunet, că știu. Dar aici nu prea mai merge treaba cu sunetul, din cauza că e câmpul prea mare. Da, și n-ai... creci pe jos, n-ai nimic care să facă gălăgie când vine animalul. Da. Și, dar nu vine că ne vede de la distanță, suntem în câmp deschis, știi? Nu știu exact cum să abordez situația. Iar legat de iepuri, mi s-a întâmplat să pândesc o căprioară și a venit iepurele lângă mine, s-a spirea și a început să dea warning call. Și s-a dus toată treaba mea. Și era ceva de genul, pleacă de aici. Te-a sabotat. Și de asta nu-i suport, că sunt gălăgioși. Alin zice, din câte știu, nu sunt animale mari. Deci pușca de 7 mm e superbă, iar pentru animale mici, 2, 4, 3. A, deci ce am eu e... E perfect. Păi nu, că eu am... Ce am eu? Stai așa să văd. E 2, 4, 3. Nu, am 2, 7, 0. E prea mare? Nu, no, cred că e ok. A, 2, 7, uite cum mi-a zis, că pentru 2, 7, 0 pentru mine. Ca să fiu sigur că omor eu, știi? Îți știe, nu, dar îți știe levelul, știi? Știe că ai un level mic și din cauza asta că se vede pe I. Și atunci știe că nu ai acces la celelalte arme. Înseamnă că 338 nu-l băgăm astăzi. 338 e de la special pentru gabarit mare. Băgăm căprioare, lupi, cerbi. Avem 7 mm și avem martesonul 6,5 din DLC, care merge tot așa pe căprioare. Cred că o să merg cu martesonul. Polimer, ok, long range shooting. Pe ăsta mergem, perfectos. E atât de frumoasă avem harta, încât aș merge tot episodul, numai așa aș merge, 30-40 de minute.
Lavanda a fost chiar fain. Ce mă induc în eroare, uite-te și tu, deci pe dreapta tu trecut și pe lângă niște pietre. Pe mine mă induc foarte mult în eroare pietrele alea, că eu le văd de la distanță și am impresia că sunt niște animale care stau jos. Și uite, se vede că e foarte cald afară, ca în Spania, pentru că pietrele glucesc dacă te uiți la ele de la depărtare. Bate soarele în ele foarte rău. Da, am văzut, da, am aici. Exact, da. Da, mi s-a părut fenomenal. Ia uite, vine un nor mare acum, wow. Wow, chiar vine un nor mare. Dar mi s-a părut fenomenal pentru că norii sunt împrăștiați și mici. Bă, fix ca aici, mă. Deci însorit în continuu. Și în locul ăsta unde sunt eu acum, stai că nu te mai văd pe tine. Ah, uite aici unde suntem noi, vezi că ai avantajul înălțimii. Deci vezi absolut tot, în stânga și în dreapta. Da, da, da. Și copacii, uite cum, mai cum sunt aliniați copacii. Totul e simetric pe arta asta. Nu știu ce să zic de... Dar stai puțin, tu unde te duci? Păi mi-ai zis la capătul drumului. Vino cu aia, vino la mine. Ah, ok, scuze. Da, așa mi-ai zis. Fii atent, uite-te un pic pe hartă. Și da, drumul ăsta care duce, o să vezi un drum punctat la dreapta, care se termină în nimic, cum ar veni. Mhm. E, când vezi drumuri de astea da, gata, care se termină mai nimic, de obicei la capătul lor sunt casele astea. Nu că am văzut drumul, dar am zis, bă, să-mi țin drumul, cum a spus, drept în față. Văzusem drumul ăla și văzusem că e o casă acolo, dar am crezut că e altceva. A, ăla e. A, ok. Ăla e. O să iau ATV-ul și o să mă mut de aici pentru că eu nu cred că am sors de izbândă. Și cu 4 coline azi mi se pare o hartă, bă, dar vine unul de ploaie, se și vede sus. Au, se și vede că e mai de ploaie și o leacă. Da, mi se pare o hartă foarte dificilă asta. Tocmai când am auzit sunete, m-am urcat. A, lol. Dificilă că... Epure. Exact. Epure. E dificilă ca iepuri mulți, e cum deschis. Și nu prea e cum să te ascunzi sau să te apropii de ei. Da. Pe ceva de la distanță, clar, și binoclu, binoclu. Asta dacă nimeni în vreun iepure ceva. O, sunt sperici, ce-și ăștia? Tu ai seama ce trecere avem și noi de la bizoni la iepuri? Lol. Să știi că eu am luat, deci când am mai jucat pe harta asta, dovada video, că am luat animale. Deci le-am găsit, le-am găsit într-o plantație de struguri. Roviță de vie erau. Și am găsit chiar câteva căprioare atunci, așa că... De existat, ele există. Câtă curățenie și prin vie, nu vezi iarbă prin vie, totul... Foarte grijuli oamenii ăștia prin zona asta. Opa. Sunt eu dacă auzi zgomot ceva. Să mă mut de aici. Da. O să descoper o altă zonă. Ne-am luat și outpost-ul. Cu steagul spanii sus frumos. Da. Să se vadă că e specific. Bă, da, așa cum? E fain e cu ATV-ul, că nu prea dai nimic, știi? Adică poți să mergi foarte mult drept și nu te lovești de ceva, nu strici ATV-ul, e relativ ușor, știi? Că sunt iepuri în cultura asta de floarea soarelui, pe care o avem pe stânga, lângă unde ești tu. Tu știi vreo zonă pe harta asta mai exact unde să mergem sau nu știu, e tot întâmplător? Nu știu absolut nimic, dar eu m-am dus cu ATV-ul până am găsit niște urme. Acum am găsit niște urme. Da, nu știu de ce presimte eu că tot de iepuri sunt. După ce că ne vedem de la o poștă, am luat și ATV-uri ca să ne și auzim, în caz că nu ne văd iepuri. Nu măi, am luat ATV-ul ca să descoper, să fie fierare de iepuri să fie. Am luat ATV-ul ca să descoper urme, ca să pornim și eu de undeva și am găsit niște urme, într-adevăr, de porți și mistreți pe un câmp. Uite, poți să vină la mine aici, dacă vrei să vezi un câmp foarte frumos. Ăsta e câmp de... greu și a rămas paiele pe el. Descoperi porci mistreți, să oprești la mine, nu mai încolo, că după aia speriem porci mistreți. Ok. Uite de când pe ăsta spuneam, că sunt baloții foarte aranjați, vezi că... Da. Știi ce putem să facem? Să mergem după urme. Știu, mă uit prin jur, dar nu-i văd. Sau s-a dus la distanță. Deci avem niște porci mistreți pe undeva. Aha. Vezi urmele? Da, da, da. Și luăm ATV-ul sau fără? I-am și auzit.
Păi eu zic, hai să mergem cu ATV-urile puțin mai până mai în față, poate îi vedem. Fiind când deschis, ne oprim și după aia luăm la target practice. Gen, da, bang, da, bang, da, da, bang. Am înțeles. Să profităm de faptul că avem câmp deschis de asta zic. Uite, văd că am niște urme și aici în partea mea. De alea, alea, alea duc către porci mistreți. Și mai sunt unele mai, mai în stânga puțin. Păi știi și tu că porcii mistreți nu sunt singuri. Întotdeauna sunt pe grup. Te aud din partea aia din față. Fix din stânga un pic la nord. Acolo i-am auzit. Probabil au intrat în câmpul de lavandă. Eu de acolo i-aud. Adică nu-i aud, ci văd semnele alea pe ecran cum că ei zic ceva, știi? Mhm. Uite urme pe aici, le vezi pe astea, nu? Da, da. Mai sunt unii care au intrat aici, în dreapta. Uite pe aici trebuie să-i urmăm. Avem fresh, dropping sunt fresh. Tot așa, zic să mergem cu ATV-ul, ca să nu știi să-i prindem pe câmp și să le dăm. Da, mă gândeam să intrăm unul pe aici prin pădure, prin față și unul să ia prin stânga, știi, ca să nu... Dar poate îi speriem în dreapta pe urmă, să duc de tot dreapta. Porcii mistreți de obicei te simt foarte ușor. Și mie că o să mergem ca nebunii foarte mult timp. E foarte dificil de văzut ceva pe aici, foarte, foarte. Dar uite câte urme sunt aici la intrare. În toate părțile sunt. Da, da, în toate părțile, da. E că... S-au împrăștiat. Fii vreo zonă de aia foarte frecventată de ei. Încerc să... Dar nu e nimică. Cel puțin... M-am luat după urmele lor. Toate duc într-o parte. Cum e, acum ne aud și fug, știi? Ideea e să le luăm un pic în față cu ATV-urile. Gata, ai, am descoperit, vezi că vin la tine, vin la tine, vin la tine, vin la tine. Vin spre tine direct. Tu doar așteaptă-i, doar așteaptă-i și ia-i. Nu trebuie să faci altceva. Să încerc arcul. Zic să încerc arcul sau direct cu armă? Cum vrei tu, nu știu dacă sunt de ajuns de aproape de... Arc. Eu am pus la pământ 2 până acum. Vin spre tine. În câțiva. O, am arma asta prea puternică. Bă, ce le-a știut Alin, ne-a și zis Alin, bă, pe acolo veți avea mulți porci mistreți. Ia să vedem aici. 2-2-5, am luat bronzul. Nimerit, ai văzut, da? Iau da, de silver-ul. De cât tu n-am luat. Mai sunt, mai sunt. Vreo 3 sau 4 au venit spre știu, tine. Știu, restea știu, știu. Fugi după ei, fugi după ei cu ATV-ul dacă e. Da, deci merge strategia asta. Dacă găsim urme, mergem cu ATV-ul după ele. Mi se pare că ATV-ul e necesar aici. Dar ție s-a picat din prima? Eu am dat în el și nu mi-a picat decât îmi dă sânge. 3 au picat din prima și mi se pare că am dat într-unul. Da, dar eu am altă armă, am arma mai puternică. Probabil din cauza asta. Eu am încercat cu arcul, dar când am văzut câți sunt spre mine, m-a... De picat oricum trebuie să împice pe drum. Văd că... Dar da. 4, da. 7. 7, da. Așa, hai să încercăm altul acum. Martenu, 6,5. Încă mai am urme pe aici, nu știu sigur dacă sunt de la ei, cred că sunt de la ei. Deci după iarniți? Da, dar încerc okay. să le iau urmă iarăși. Atunci eu mă duc în partea cealaltă, pentru că eu mai văd foarte multe urme pe aici și eu cred că mai sunt. A, și road deer, avem și niște road deer pe aici. Apropo, poți să mergi cu ăsta, cu ATV-ul foarte rapid și pur și simplu să dai space și te aruncă din ATV, dar nu mori. Și când îi vezi pe ei, ATV-ul se va duce în față, că nu oprește. Da, da. Dar... Nu vreau să-i ratez, că mă ajuce repede pe ei fără să le mai caut urma de sânge. Dar mie să nu fi căzut pe aici, pe undeva. Uite-te pe hartă la punctul MOV. Apasă pe tab ca să deschizi telefonul dacă le-ai luat urma. Și o să-ți arate unde ai văzut ultima dată urma și de acolo te mai orientezi un pic. Cred că o să trebuie să schimb și eu zona asta. Ok, 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 fain. Am avut un succes. Cred că am nimerit ceva pe harta asta, e ceva. Tot așa, în câmp deschis dacă găsim. Niște căprioare ar lipsi acum. Dă-lea cu coarnele.
interesante, mari. O, că le găsim și pe ele imediat. Alo. Aud mereu sunete și de fapt sunt iepuri. Bă, cine cazi mie? Cam tras nici nu le mai găsesc urma de sânge. Pierdut, a? Dar ai luat măcar unul? Da, erau două urme de sânge, doi atinsesem. Gen, ai luat un ăsta, un... Nu, nu l-am luat. L-ai luat. Am zis întâi să trag după toți și după aceea. Uai, naibii iepuri, bă, i-aud de la distanță. Dar nu se lasă văzuți. Asta? Deci mor cu pietrele alea. Îmi vine să nimeresc orice piatră. Deci mor cu ele. Zici că e cireadă de căprioare când pac piatră. Bun, am găsit urma de sânge. Eu mă duc să deschid un outpost acum. Pa, wild boar. Nice. Uite, am două urme de sânge. Una în stânga, una în dreapta. Vezi, poate zice la vruna gen care era medium. Mai... Gata, unul l-am găsit. Ala, medium e pe jos, cred. Da, unul era fix de unde plecasem eu. 350, Păi e bine. Este. Și acum să mă duc după restul, că al doilea nu sunt sigur dacă... Rupe-i fâșuleanu. Dar rapid, sunt rapid și mistreții ăștia, nu... Oh, sunt foarte rapid, da. Eu m-am obișnuit cu bizonii, aia trăgea inii, veneau spre tine, da, n-aveai cum să nu-i omori. Da. E ușor. Lent, da, v-ai văzut când a dat în tine, că a dat de dor cu tine de pământ. Da. Voi am mai găsit urme de mistezi care duc tot așa într-un câmp de paie. Bănesc că pe aici le place lor să stea. Lavandă, doamne, nu vezi nimic prin lavanda asta. Opa, se cam sunete de porci în față. Aba, nu e, de iepure, ce mă induc în eroare iepurii ăștia. Da, mă, după aia mă duc și firarii să fie. Eu fug, cred că mă duc după eu fug după mistreți, da, și de fapt sunt. Yep, dar în câmpurile astea de lavandă, mamă, dar ce bine se camuflează. Se cam niște urme pe aici, să vedem ce cu ele. No, aici sunt nimic. Iepuri. Și de pe la munte avem mai mult succes pe harta asta. Mă gândesc că pe acolo ar fi caprele. Văd că am o urmă și în dreapta, să vedem. A, păi dacă a intrat porci mistreți în floarea asta... A, nu, sunt iepuri. Stai, eu sunt curios ce se întâmplă dacă intră în floarea soarelui, cred că n-ai cum să-i mai vezi. Păi da, nici în lavandă nu-i vezi, că toți sunt mici. Dar n-ai cum să-i vezi. Hai să mergi. După semn. Ba, mă, deci tot aud sunete de-astea. Nu, sunt mulți iepuri pe harta asta. Prea mulți iepuri. Ia uite-i pe iepuri. Culmea da, că am descoperit. Eu când am fost în Spania nu prea am văzut iepuri. N-am fost pe la țară. A, ba da, sunt. Păi, spre exemplu, în Anglia, dacă vii, vezi vulpi. Și la oraș vezi vulpi, nu doar la țară. Really? Da. Mă uit pe geam la ele, gen. Chestie. Mai ales seara. Noaptea, ziua nu prea ies, dar noaptea sunt o grămadă de vulpi pe stradă. Să știi că aici vezi iepuri dacă te uiți în zona mai rurală. Noi am fost la photoshooting-uri și am văzut iepuri de mai multe ori. Deci sunt. Nu, aici sunt mult pe stradă. Și ci că sunt și agresive dacă se simt în pericol. Really? Păi, da. Sunt, de exemplu, dacă nu spui gunoi un tomberon și lași o pungă cu gunoi lângă, știi, pentru ca să o duci a doua zi, să o desface, îți umblă în ea și că caută mâncare. Urși în România, la Brașov. Da, aici sunt vulpi. Prefer vulpi. Deci nu sunt câini comunitari aici pe stradă, nu vezi unul, dar în schimb vulpi. Câini comunitari. Asta e nouă. Ca să nu zic vagabonți. Maidanezi, parcă li se zicea la comunitari.
That's funny. Adică câine se mai zice la polițai, mai zici și comunitar, deci clar, ai nimerit. Nu mă refeream la asta, am greșit. Mă, fugit, n-am nimerit mă iepurele, bă, e și mic, el ca țintă, e foarte mic iepurile. Sunt pe un punct din ăsta înalt aici, doar că nu am dita mai câmp în față sau munte, dar nu e nici urmă de animal. Uite, avem și un râu, ai văzut? Că avem un râu aici. Avem un râu, a? Da, dar nu bea nimeni apă din el momentan. Eu mă duc la un lac micuț, mai munți alea, că cu ideea că poate găsesc niște căprioare. Niște capre, nu căprioare. Da, Alina, prin ceva? Da, da, uite-te pe ei. Este puțin că tu ai scor mai mare ca el. Eu am prins 3 mistrăți. Păi și el are 80. El ce-a prins? O rândonică? Dacă apeși tu, o să vezi că... Că mai sus, dar nu putem să dăm mai sus. Păi nu, dar are scor mic, are scor 85 momentan. Da, da, a prins ceva de 85 ăla. Adică, și... poate e un iepure, cine știe. Și mie mi-a dat 350 la un mistreț. Hai că e bine. O, e bine, bine, te crește. XP. Bine, că el ne dă nouă avansul și o să vezi în 10 minute ce se întâmplă. Aici, pe 4 colina, îți mai e și de noroc de zonă. Unele zone sunt mai sărace, altele mai bogate. E câmpul deschis, aici e de fapt bine să stai la pândă. Dar iepurii, într-adevăr, sunt toribili. Deci ai impresia că, pac, ai nimerit animalul, te dai jos de pe ATV, pac, iepure. Clică la loc, fugi mai departe. Da. Nada. Nu știu dacă ai prins când sunt grupuri de 5-6 iepuri, vai de capul meu. Am văzut-o aici, se aud din toate părțile, nu știu de unde se aude. Da. Se plimbă, aleargă, fug. Am tot așa pe Hershenfield, pe harta aia. Știu când trec pe lângă tine, nici nu-i vezi din cauza vegetației puțin mai înaltă decât ei. Și știu că trec pe lângă tine, auzi din toate părțile, dar nici nu poți să-i vezi uneori. Că sunt ninja. Nu-mi schimb poziția, că aici nu... Mistreții au fugit. Nu mă urme de... Oh, rodier. Oh. Ok. Ok. Să procedem către rodier. Ia, am niște urme. Deci dacă sunt de iepure... Opa. Mistreț mergând. Mistreț mergând, nici de cum alergând. Și mai am unele în jos. Încă un mistreț mergând. Bă, dacă nimerești căcărezi, uite-te să vezi cât de fresh sunt. O să sune ciudat, dar aia făceam, căutam bărhăței. Aia sunt și mai indicativ. Și culmea că o urmă duce în stânga și una fix în direcția opusă, știi? Okay. Nu fi același, a încercat să te inducă în eroare. Da, da. Opa. Very old, aha. Aha. E deja friptură, porcul ăla. Încă mai poți ajunge la el, știi? Dar o să mergi ceva. Dacă iei ATV-ul... E poate mai multe șanse în partea cealaltă. Temă să nu fie ăia pe care i-am fugărit noi atunci. Păi după ce ai omorât unul, practic urmele lui ar trebui să dispară. Deci ăștia ale căror urmele ai văzut tu, cu siguranță se întâmplă în viață. Bă, nici țipenie de ceva, mă. Văd și o urme, le urmez acum, sunt pe munte. Foarte greu să văd ceva, s-a îndeșit vegetația. Mistres care a fugit, oare din cauza că m-a auzit acum? Ia să iau în direcția asta, că îl simt. Simți mistresul, a? N-are cum să urce pe munte mai repede decât mine. Da, asta nu. Uite, am văzut, mai sunt animale care aleargă foarte repede, de exemplu ursul. Ursul te depășește la TV. Da, mistresul.
tot iepure firar. Mama lui dă iepure. Bă, zici că numai iepure au ăștia pe aici, mă. Păi nu facem noi o sesiune odată în care vânăm doar iepuri? Că m-am luat după urme și m-am dus. M-am dus de la drumul inițial. O fi din cauza căldurii sau animalele la umbră? Deci chiar nu e niciun animal pe aici. Nu știu mistreția cum am dat de ei. Sigur există o strategie și anume sunt anumite zone mai fructoase decât altele, asta clar. Eu testez zona muntoasă acum. Haide mă. Nu te bloca. Mamă, dar cu ATV-ul ăsta printre pietre alege praful de... Da, iese fumul la tine? Dacă dai de mai multe ori în pietră, în piatră, o să iasă fum și vreau să se strice. Da? Încă n-am ajuns la nivelul ăla. Da, ies flăcări și după aia o să se strice. Ce nasol e că, evident, trebuie să te duci din nou la cabană ca să-ți ia altul. Cât e câmpul ăsta de mare și nu e nici urmă de animal. Așa, cu urme, trebuie să mergi până e urma și după aia fix cum am făcut până acum la... Uite, 400 pormistreți la Alin. Nu știu pe unde sunt căprioarele alea, sigur sunt pe undeva pe la munte. Că pe harta asta trebuie să ai și ochii un picuț. Trebuie să mă duc eu lângă sprinten. Lângă apa asta, că pare... Oho, cirea de mânceacă-s! Ia zi toate rolea, hai să scoatem artileria grea. Și să-i luăm de la distanță, baby. Ce ai acolo, mistreți? Oh, am căprioare. Am căprioare și sunt supărat pe ele. Că m-au făcut să alerg până aici. Așa că dau în ele cu calibru mare. O cirea de căprioare. Deci fix cum am presupus, la munte am găsit căprioare. Bă, ce naiba? De busola ca am prost. Se iau pe aici în dreapta. Vreau să mă duc lângă lacul ăsta să vedem dacă... E vreuna însetată. Mamă, dar ce... M-au simțit de la foarte mare distanță, like. Foarte, foarte mare distanță. Aici nu se mai pune problema de vânt de astea, că... Poi mie, e prea mare distanță. Bă, da, nimic, nicio urmă pe lângă apă. Cine? O fi timpul de hrănire. Păi că pe căldura asta ar trebui să mai bea și ele apă. E departe până la mine să vii, că... A, ba nu, sunt 500 de metri. Dacă ești cu ATV, o vină încoace, că pe aici sunt cirezi. Cirezi, cirezi. De căpriore. Da, și că le-au de sus acolo. Încerc să fiu atent printre pietre, să nu iau nici damage, să văd și urme. Opa, și văd că sunt niște urme aici, că am exagerat de multe. E posibil să vină e de asta, înspre tine. Iberian muflon, berbec, nu? Sau? E că da, abar n-am. Am urme aici. Cum sună bine. Arată bine. Level 4, doamne. Aș avea eu noroc să-l iau pe ăsta, să-l găsesc măcar, să-l văd. Păi, între mine și tine, spre tine, deci unde sunt eu la 500 de metri, dar spre tine au fugit prioarele pe care eu tocmai le-am luat și în care tocmai am tras. Very fresh, Iberian muflon. Ăla e, fugi după el. E, la tine? Deci au... Da, între mine și tine e. Am simțit căcatul. Vin la mine, vin la mine, vin la mine, o să dau eu și probabil o să fugă către tine. Uite, îl văd sus, îl văd sus, sunt doi. Ai! Sunt trei. Rupe, sunt multe, o cirea de aici. Să-mi pun scopul la mai baban. Păi, dă-i că sunt mulți. Ce descoperi aici, doamne, doamne.
Bă, ce sare ăsta, mă. Mamă, dar ce sare scopul. Da, asta zic. Iau cu arco. Nu mori. Uite, o, și ăștia-s răzbunători, vin la mine. Păi au cu ce, că au coarne. Ia uite ce a luat Alin, 2-2. Caputus, baby. Oh, shit, cad. Mamă, cad, ce-am cad, dat cad, în cad, el. Cad. Pe urmă trebuie să mă duc să-i caut. Da, dar trebuie să mai vină spre tine câțiva. Da, au mai venit doi, mai unul sus, în vârf. Fost și la un moment dat înconjurat, nu mai știam în care să dau. Mă enervează animațiile, știi, până pune ăsta luneta, până da, scoate arcul, switch-ul între arme îl face foarte lent. Da, sigur nu e counter, dar se putea totuși mai rapid, așa un pic, zic. One pick, what's? Hai să vedem ce am luat aici. Cred că eu încă aștept când îmi coboară. Posibil, că fix între mine și tine a fost. Bun, hai să ne luăm și noi câștigurile. Nu mai văd. Mă atacă. La tine? Mamă, m-a omorât. Omorât? Da, mi-a dat una și i-am dat două gloanțe în cap și nu am reușit să vină. Nu am reușit să... Fuck. Să moară. Nici nu mai știu unde eram să mă duc să-mi iau. Wow. Că sigur moare. Mă, una mi-a dat, una, o singură bucată. Da, deci nu te joci cu ăștia. Da, mă, sunt foarte... Da. Uite și tu ce răzbunător, bă, băiatule. Da, a venit de pe munte. Deci a venit în spune, în loc să mă ocolească că auzea că trag, el a venit... Pung la victă, pung. Da. Ei, au venit de la mine, eu sunt sus pe munte aici. I-am fugărit. Dar și mine au încercat să dea, dar din cauza că am fost pe munte, n-au putut. Am cumva într-o pantă. Ce bătaie mi-am luat. Frugol. Dar nici nu mă așteptam, eu am pus în apel ca la bizon, am dat și am zis, bă, dă o dată în mine dacă chiar mă atinge. Ce, dar nu, nici după al doilea glonț n-a căzut ăsta. Wow, warning call, BSAT, IPEX. Stai, am văzut. Băgați-ai. Aici sunt la sud-sud-est. Într-un câmp. Că sunt prea departe de tine. Mamă, ce n-ai bine, l-am luat. Eu vreau să văd dacă am doborât. Că am tras în 3 cel puțin. Da, sare reculul ăsta, da. Da, mai ales dacă ai... Ce anume? Pe mărime mare, pe bor 48, pe ăștia știi cum sare. Nu mai vezi nimic după ce tragi. Da. Pe alea mai mici mai e cum mai e, dar la ăștia mari n-ai nicio... Parcă lasă mai multe animale, what the fuck? Știi că eu nu mai știu în ce parte trăgeam. Nu știu încotro să vin acum. A, mai încolo, lol. Adică mai am de mers. Foarte dubios. Bă, dar ce urât mi-a dat. Dintr-o bucată. E supărat, da? Dacă i-am tras fix în cap și am zis, bă, dacă nu are mai am o șansă, că de două ori n-are cum să dea până îl dau al doilea glonț. Și nici n-am mai apucat. Funny the funny. Să descoperim asta. Aici și turnurile sunt altfel. O să fie niște turnuri de-astea de piatră. Mai sunt din acelea de metal care urci foarte sus. A, da? Am găsit și de lemn pe altă hartă.
Da, de piatră nu până acum. Partea e că, te mișto e că și aici, în realitate, în Spania, tot așa sunt. Sunt turnuri de-astea cam pe fiecare deal mai mare. Gen, să vadă de la distanță. Probabil erau folosite înainte, habar n-am. Să vadă oamenii care fură din recolte, habar n-am. Foișoare de piatră. Da. E, și eu parcă eram pe undeva prin partea asta. E că eu trebuie să refac traseul. Vino spre mine. Na, că te-am luat. Deci, fix după un boschet era odată mai piatra și n-am fost atent exact să mă duc. Cum sunt ascunse pietrele, da, cum sunt ascunse pietrele în... în tufiș. Gata, am plecat și eu de aici. Stai mă, că acum trebuie să-mi dau seama... Dar nu mi-arată și mie pe unde am fost data trecută. A, uite, am o baltă de sânge aici. A, de ce aici am abătut? Sau nu? A, nu, aici sunt niște răhăței. E sângele tău? Nu, sunt niște răhăței, dar cred că i-a făcut el pe lângă mine după ce m-a omorât. Sigur, da. A, tu ieși, mă. Mamă, dar ce tare fuge. Gata, mă duc la alții acum. Da, deci la munte, într-adevăr, sunt multe căpioare. Gata, am văzut una moartă. Și dacă te urci sus mai pe deal așa, poți să vezi foarte bine de la distanță. Deci merge treaba. Partea grea acum e că trebuie să le recuperez pe toate, că am vreo 3 picate. Da. Una am văzut-o, mă duc fix la asta pe care am văzut-o. Dar două nu-mi dau seama pe unde sunt. Bă, da, cine caz mi-e pe aia, uite știu cum m-a doborât, mi-a stricat toată partida de vânătoare. Uite așa că văzusem una picată pe aici. Bă, nici nu mai le găsesc. Am dat și un vreo 3 până acum. Tot așa, a luat-o la goană și nu mai știu zona. Nu, era una pe aici. Păi și nu... Nici pete de sânge nu văd să mă orientez. Și eram undeva în partea aia și trăgeam după ele în partea dreaptă. Și ar trebui să fie pe aici. E, fix în situația ta sunt eu. Deci, acum văzusem unul mort de jos când am dat să trag în altul, dar acum l-am pierdut și pe ăla. A, uite, unul e aici, cred. Da, unul l-am găsit. 400 mi-a dat. E al meu. Bun, 400 e bine de tot. Și restul? Restul ce restul? Păi iar mai fi ăla care a dat în mine, i-am dat două gloanțe în cap, mi-e greu să cred că n-a murit. Plus și... Să-l găsești. Ce... Ți-am și eu am 3, că pe care nu pot să-i găsesc acum. Plus că poate ei mi-ai dat și tu chiar. Că prea venea supărat pe mine din cauza ta, cred că. Să caut pete de sânge, ia să vedem. Zici că a intrat în pământ. Nu, sunt mai răhăței pe aici. Am mai descoperit o cabană. Nu mai găsesc, trebuie să mă mulțumesc cu unul. Ia, ce urât e. N-aș fi vrut să mă mulțumesc doar cu unul. Așa. Îți sugerez să te duci pe deal, să urci. Dacă vrei să mai nimerești ceva, că de sus poți să vezi mult mai bine. Bun, păi, hai că ne-am lungit și cu episodul ăsta. Dacă tu nu urmărești nimic, nici eu nu urmăresc nimic, atunci rămâne să ne auzim data viitoare. Și să sperăm că avem și mai mult succes. Oricum, sunt uimit că am luat ceva, totuși, pe harta asta. Decât deloc. Foarte dificilă. Decât deloc, da. Bun, ne auzim data viitoare. Pa!